Autobloc.md alimentează doar cu combustibil de calitate în stațiile Lukoil Moldova. Vă salut, prieteni! Un nou test drive. De data asta testez Peugeot 3008 facelift. Modelul a fost anunțat în toamna anului trecut, doar de câteva zile a venit și în Republica Moldova. Testez varianta Allure Pack, ei au schimbat un pic denumirile la versiunile de echipare, care este dotată cu motorul de 2 litri turbodiesel, ce produce 150 de cai putere. Și este cuplat la o cutie automată în 8 trepte, cum știm noi deja de origine. S-au schimbat mai multe lucruri aici, pe lângă designul pe care îl vedeți voi și neapărat o să vă povestesc despre toate în minutele care urmează. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru. Începem test drive-ul cu calculatorul de leasing. Prețul noului 3008 facelift începe în Republica Moldova de la 19.500 de euro pentru varianta Active P cu motorul diesel de 1,5 litri și 130 de cai putere. Exemplarul testat de mine mi-a fost oferit în varianta Allure Pack, la care s-au adăugat mai multe opționale și desigur dieselul de 2 litri și 150 de cai putere. Iar astfel prețul mașinii este de 25.640 de euro. Dacă este să accesați o finanțare de la BT Leasing Moldova pe o perioadă de 5 ani și o dobândă anuală de doar 7%, din start va trebui să achitați un avans de 40% sau 10.256 de euro. Plata lunară în acest caz va fi de 305 euro. În plus, pentru comoditatea dumneavoastră, rambursarea anticipată este de 0%. Pentru mai multe detalii, accesați BT Leasing.md. Primul lucru care ne place la Peugeot 3008 facelift este, bineînțeles, modificările care au fost făcute la exterior. Din față seamănă tare mult la Peugeot 2008, arată foarte fain și noaptea mașinile astea din gama nouă Peugeot se văd absolut incredibil din cauza la semnătura asta de LED-uri, de fapt și ziua. S-au schimbat multe lucruri aici, mașina arată mult mai vesel din punct de vedere al designului. Varianta precedentă era mult mai tristă. Al doilea lucru care ne place în special la exemplarul pe care îl testăm astăzi este chiar motorul de sub capotă. 2 litri turbodiesel, spuneam, de 150 de cai putere. Este un motor suficient de dinamic, însă ceea ce mi-a plăcut cel mai mult este, bineînțeles, consumul. În jur de 5,7 litri am făcut cu el din Chișinău până aici, unde filmăm în preajma Nistrului. Deci, un motor pentru cei care vor circula destul de mult. Și al treilea avantaj la Peugeot 3008 și de altfel ca la toate Peugeot-urile de ultimă generație este volanul și cum simți mașina asta pe viraje. Cumva din cauza acestui volan mai mic, mai turtit în partea de sus și în partea de jos, ai impresia că mașina o simți mult mai bine. Asta îmi place întotdeauna la noile modele. Pentru cineva poate să fie un pic mai neobișnuit acest volan, dar după ce te obișnuiești, este super tare. Este și o mașină manevrabilă în ciuda dimensiunilor. Primul lucru care nu ne-a plăcut la 3008 facelift, în special pe versiunea Allure, este acest ecran cu sistemul său multimedia. Este cel standard și de altfel cel pe care l-am văzut pe modelul de până la facelift. Opțional sau pe varianta GT și GT Pack, unde vine standard, puteți avea un alt monitor mult mai fain, mai modern, cu un sistem multimedia mult mai intuitiv. La asta, cu mare greu, mi-am conectat telefonul prin Android Auto. Al doilea lucru care nu ne-a plăcut la acest model ține un pic și de motorul pe care l-am lăudat adineauri. Vedeți voi, din cauza lui prețul mașinii astea este un pic mai mare. Haideți să vă explic. Prețul de start pentru Peugeot 3008 facelift este de 19.500 de euro pentru varianta Active Pack, doar că 19.500 înseamnă să aveți motorul de 1,5 litri turbodiesel și 130 de cai putere. Acum, ca să aveți aceeași versiune de echipare, doar că cu acest motor de 2 litri și 150 de cai putere, trebuie să mai adăugați 2.800 de euro. Și asta crește prețul mașinii destul de mult. Cu toate opționalele pe care le are mașina noastră, prețul ei este de 25.600 de euro.
Al treilea lucru care nu ne-a plăcut la 3008 facelift este suspensia. Nu reușește să absoarbă mai bine denivelările, iar zgomotul de la ea pătrund destul de ușor în interior. Dar țin să menționez că nu este ceva foarte critic. Am văzut și mai rele. Dacă prețul lui Peugeot 3008 vi se pare prea mare și în continuare ați fi interesați de acest model, eu totuși cred că ar merita să vă uitați și la motorul de 1,5 litri turbo diesel. Produce cu doar 20 de cai puterea, mai puțin. Dacă nu aveți nevoie de prea multă dinamică, atunci este o opțiune destul de bună. Plus că acest motor poate fi cuplat atât la cutia manuală cât și la cutia automată în 8 trepte. Însă, în cazul în care vă doriți și mai multă putere decât cei 150 de cai care sunt livrați de motorul ăsta, aflați că mai este un motor de 2 litri care produce 180 de cai putere, doar că el este disponibil doar pe versiunea de echipare GT Pack. GT Pack înseamnă toate opțiunile, toate dotările posibile care sunt pe un Peugeot 3008, le găsiți anume acolo, dar bineînțeles și prețul mașinii va fi mai mare, 29.200 de euro. În viitorul apropiat, Peugeot Moldova a spus că va aduce și varianta plug-in hybrid, care combină un motor pe benzină turbo de 1,6 litri cu deja un sistem de propulsie plug-in hybrid. Asta înseamnă două electromotoare, unul în față și unul în spate. Mașina deja, prin rezultat, va avea tracțiune integrală, poate merge pe energie electrică stocată în bateriile cu o capacitate de 13,2 kWh în jur de 58 de km și pot fi încărcate aceste baterii de la mai multe tipuri de priză. Bineînțeles că acolo prețul va fi și mai mare, deocamdată nu-l cunosc, dar abia aștept să conduc și acea variantă. Monitorul despre care vă povesteam, ăla mai interesant, este o opțiune. Costă 500 de euro. Culoarea asta exterioară costă 700 de euro. Eu aș fi gata să merg și pe o culoare standard doar ca să bag acel monitor. El mi se pare mult mai interesant și cumva multimedia acum, ca și în cazul telefoanelor mobile, contează tare mult la clienții din prezent. Și eu neapărat mi-aș pune acel monitor. Partea mai proastă ar fi fost dacă nu ar fi existat vreo opțiune. Bine că există și asta este valabil pentru Allure, pentru că pe varianta GT și deja pe versiunea GT Pack acel monitor este oferit standard. Măcar bine că am acest Peugeot iCockpit care este aici. Chiar dacă razele solare vor cădea pe el, credeți-mă că veți citi foarte ușor tot ce scrie acolo. E un monitor de 12 inch, destul de îngust, însă cumva reușește să-ți dea toată informația de care ai nevoie. Plus că îți poți configura aceste widget-uri de aici. Iată, este și un stil minimalist, doar viteza. Mai văd și datele cu privire la cruise control, kilometrajul și treapta în care se află cutia. Mai este un mod personal pe care îl poți seta chiar tu așa cum îți place ție. Puteți vedea, iată, cum este setat aici. Și iarăși revin la modul care era anterior. Îmi place destul de mult grafica de aici. Păcat că Peugeot nu oferă pentru Republica Moldova și motoare pe benzină mai mici. Motorul ăla de 1,2 litri turbo, care este pe 2008 și care produce 130 de cai putere, este disponibil pe alte piețe. Sper eu să fie disponibil într-o zi și în Republica Moldova, pentru că el s-ar putea să mai coboare un pic din prețul de start al lui Peugeot 3008. Și eu sunt sigur că acel motor de 130 de cai putere la fel nu ar merge deloc rău pe o mașină, chiar și cu aceste dimensiuni. Indiscutabil, pe acest model puteți avea toate sistemele de asistență care sunt pe marea majoritate a automobilelor moderne, inclusiv vorbim despre cruise control adaptiv, sistemul care monitorizează starea șoferului sau cât este de obosit acesta, sistemul de menținere în bandă, frânare de urgență,
unghiurile moarte care sunt pe mașina pe care o conduc eu și multe, multe alte sisteme de recunoaștere a pietonilor, a bicicliștilor, head-up display, night vision, multe chestii sunt disponibile pe Peugeot 3008. Trebuie doar să le bifați sau să luați o variantă un pic mai dotată. Designul ăsta pentru mine este irezistibil. Chiar arată foarte bine. Cumva din fluxul de automobile când merg prin oraș, deodată reușesc să îmi sară în ochi aceste modele mai noi de la Peugeot. Indiferent că vorbim despre 2008, 208, iată mai pe nou 3008, la fel și 5008 va arăta cam tot așa. Deci arată ele destul de bine și mie chiar îmi place cum arată cu aceste LED-uri care pleacă în jos și care imită colții unui leu. Am ajuns la finalul test drive-ului. Vă mulțumesc tare mult că ne-ați urmărit și de această dată. Vă invit să o faceți și în continuare, iar ca să fiți la curent cu toate noutățile de pe acest canal, vă invit să vă și abonați și, bineînțeles, să apăsați acel clopoțel ca să primiți notificările de fiecare dată când încărcăm un nou video. Aștept, bineînțeles, și comentariile voastre, părerea voastră despre Peugeot 3008. Ați alege acest model sau nu? Vreau să văd în comentarii. Până una alta, aveți grijă de voi, pe curând la toată lumea. Pa, pa! Autoblog.md alimentează doar cu combustibil de calitate în stațiile Lukoil Moldova.